dosyć al drzewo se zicie. Sistemy de akcje ortogonale. Sistemul de acție ortogonal, da? Da. Sistemul de acție ortogonal. Acție ortogonal. Este titlul 6 de la pagina 98. M-am vorbit data trecută când am vorbit din mulțime de numere și am vorbit că există o mulțime mai amplă, mulțimea numere complexe, de aici perechile și de aici nevoia de a le reprezenta și pe acestea. Și apare lui ideea să luăm două drepte perpendiculare, pe o axă, axa numerelor reale și cealaltă axa tot a numerelor imaginare, zicem, da? A Y-celor și perechile acolo sunt puncte în plan, da? Și noi de aici sistemul ne oferă posibilitatea să lucrăm cu puncte din plan. Da? Ce problemă? 6 de la pagina 98. 7 de la 6 de la 98. Da, se dau punctele A mare. Am uitat cum trebuie să zic. A de coordonate. A de coordonate 32. Așa, 32. B de coordonate. Adică asta este X-ul și asta este Y, da? B de coordonate minus 2 și minus 3. Minus 2 și minus 3. Și C de coordonate 1 și minus 5. Și C de coordonate minus 1 și 1 și minus 5. Da. 1 și minus 5. Bine. Amici, reprezentați punctele A, B și C într-un sistem de axe ortogonale. Reprezentați punctele. Și B mic. Calculați area triunghiului ABC. A, B și C și până calculați area triunghiului ABC. Area triunghiului A, B, C egal cu cine? Adine, mă ajuți. Ce facem? Desenăm cele două axe, da? Rectangulare, adică perpendiculare. Două drepte perpendiculare. Una orizontală, axa X-ilor, unde o să reprezentăm numerele pozitive. În dreapta pozitivă, da. În dreapta stânga negativă. Adică reprezentate numerele reale de pe prima poziție. Corect. De pe locul întâi. Și celelalte, pe axa Y-ilor, pe locul 2. Deci luăm cu aceeași unitate de măsură, atenție, important lucru, unitatea de măsură să fie aceeași și pe o axă și pe cealaltă. Și pe cealaltă, da? Așa, da. O să reprezint 1, 2, 3, voi aveți pătrățele acolo și voi descurcați 4, 5, 6, 7, 8. Sau mai departe. Apoi, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, și așa mai departe. Da? Pot continua și în partea asta cât de mult. Pe axa Y, aici este O, coordonate 0, 0, și X-ul și Y-ul este 0. În partea de sus o să luăm numele pozitive, cum am luat în dreapta pentru axa X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe. Și în jos, ăsta e negativ. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 și tot așa. Și acum, pe primul punct, de 3 și 2. X-ul e 3 și Y-ul e 2. Da? X-ul e 3, deci ăsta e X-ul e 3 și ducem prin 3 o paralelă la axa Y-ul. Toate punctele pe aceasta au X-ul 3. Da? Toate punctele pe această dreaptă, paralelă, sunt toate situate la distanța de 3. Da? Așa.
Apoi duc o altă pe la Y egal cu 2. Toate punctele de pe această dreaptă sunt la distanța asta de două unități. Da? Două unități, toate. Și ele se întâlnesc într-un punct. Punctul de intersecție indică exact ceea ce ne trebuie nou. A mare, de coordonate, 3 și 2. Așa mai departe. Minus 2 și minus 3. Pentru B. X-ul e minus 2. Dacă X-ul e minus 2, iarăși duc la minus 2. Și nu știu că s-o duc. Eu duc cu toate punctele, vor avea aceeași calitate. Și minus 3. Și pe la minus 3 fac același lucru. Se înțeles că aici, în punctul B. Iată, B de coordonate. Minus 2 și minus 3. Mergem mai departe. Să vedem C-ul de 1 și minus 5. X-ul e 1. Pe la 1 ducem. Și minus 5. Și pe la minus 5. Întâlnesc aici C de coordonate minus 1. Nu, 1 și minus 5. Cu asta am găsit pe A, B și C. Sigur, să, dacă le unim, apare un triunghi. Triunghiul ABC. Și autorul cere să aflăm area triunghiului ABC. Păi, eu zic să o calculăm mai întâi pe AB. Păi pe BC și pe face. Da. Segmentele acestea, da. Știți formula? Da. De unde ați? Cum ați găsit-o? De la școală, ne-a zis să ne dictată. Dictatul? Da. Bă, ce chestie. Știu. Femeia dictatul și cu asta am... Ea a mai învățat o formulă. Păi dacă eu nu știu, eu vin de la Albin. Și n-am mai predat-o de multe vreme. Nu știu formula asta. Voi mă ajuta să o găsesc, să văd cum o descoperim. Practic ar fi distanța între două puncte din plan, nu? Da. Păi hai să le reprezentăm în alt sistem. Nu tot aici, ca să nu cad figura. Deci iau un sistem de axe. Să spunem un punct M1 de coordonate X1 și Y1. X1, Y1. Și un punct M1, am zis, da? M2 de coordonate X2 și Y2. Acesta este punctul al doilea. Și aș vrea să aflu lungimea segmentului acesta. M1, M2. Ce înseamnă că are pe prima coordonată X1? Adică dacă duc așa, perpendiculara de aici, observ acest segment X1, de lungime X1. Și dacă duc pe perpendiculara pe axa asta, la altă, voi avea de lungime Y1. Asta înseamnă că are prima componentă X1 și cea de-a doua punct, componentă Y1. Deci am găsit coordonatele X1 și Y1. Fac la fel și pentru asta. Da? Și o să am aici asta toate cât este. Este X2. Și respectiv cealaltă, uitați așa, este Y2. Cât este asta? Mă interesează. Cât credeți că este asta? X2 minus X1. X2 minus X1, se vede. Din toată asta scădem segmentul ăsta. Uh-huh. Deci aici este X2 minus X1. Cât credeți că este partea asta? Y2 minus... Din tot Y2, eu am scăzut partea, da? Da? Y2 minus Y1. Și dacă duceam paralelele acestea,
Apare, iată, triunghiul ăsta. M1, M2, test. M1, M2, P. În care? M1, P, cât este de mare M1, P? M1, P e X2 minus X1, nu? E dreptunghi aici, nu? Da. Și la asta se gândește. Deci X2 minus X1 este asta. Să spunem noi X2 minus X1. Și asta cât este? Y2 minus Y1. Y2 minus Y1. Și ce fel de triunghi este M1, M2, P? Dreptunghic. Dreptunghic. Deci în triunghiul, M1, M2, P, în care facem precizarea că măsura lui M1, P, M2, a unghiului acesta, egal cu cât măsura asta? Egal cu 90 de grade. Și atunci ne permite să spunem conform teoremei lui Pitagora. Te rog, care e teorema lui Pitagora? Teorema lui Pitagora, adică M1, M2 la pătrat. M1, M2 la pătrat este egal cu? Este egal cu M2, P la pătrat. M2, P la pătrat. Și plus P, M1 la pătrat. P, M1 la pătrat. Echivalent cu? Știm că e M2P, știm că e M2P, înlocuim. Și P1, da? Da. Și vine M1, M2, Miruna. M1, M2 la pătrat va fi egal cu? M1, M2 la pătrat egal cu M1P la a doua. Păi cât este? Acum cât este M2P? M2P. Adică asta, da. Y2 minus Y1 la a doua. Minus Y1 totul la a doua, plus X2 minus X1 la a doua. Minus X1 la a doua. Și atunci numai M1, M2, dacă la pătrat e egal cu asta, atunci M1, M2. M1, M2 egal cu radical din Y2 minus Y1. Puteam zice pe X, că da. XY la alfabet e mai clar așa, da? Deci X2 minus X1. X2 minus X1 totul la pătrat. Da. Plus Y2 minus Y1 totul la pătrat. Și asta e formula. Asta e formula. Nu, pe asta va da tot. Va da. Distanța între două puncte, M1, M2, radical din X2 minus X1 la pătrat plus Y2 minus Y1 la pătrat. Și trebuie să mă strofoc, să țin mecanic minte. Dacă știu de unde vine, vine și de la albine și tot o face. Dacă știi de unde vine, ai uitat-o, nu e nimic. Ce înseamnă un punct? M1. Are două coordonate. M2. Are de două coordonate. Am făcut acolo, le-am prezentat. Ați văzut diferența? Triunghiul dreptunghiul a apărut. Pătrată ipotenuză și suma pătratelor catetului. Simplu. Asta vreau să învățați. Mă strădui și am să mă strădui când am să pot de tare să vă spun că nu este esențial să memorați formule. Esențial este să vedeți de unde vin formula acelea. Păi nu degeaba a făcut Pitagora. Iată că ne folosește aici. La distanța de două puncte. Așa că, în clipa asta, ca un, să spunem, ca o situație particulară, aflăm și noi AB. O să spunem AB, Adi. AB e radical din. Egal cu radical din minus 2. Deci minus 2, minus 3. Sigur că da. Minus 2, minus 3 la pătrat. Plus așa. Miruna. Plus Miruna. Plus 25. De ce 25? Că nu văd. Păi 2 și plus 3. Deci din 2 scazi pe Y cu cealaltă, da? 2 da. Minus minus și minus 2 plus 3. Minus deci 2 plus 3. Dar dacă spuneam Miruna invers, minus 3, minus 2, făcea minus 5 și al pătrat face plus 25, da? Deci nu e nicio supărare. Și tot la pătrat. Și este egal mai departe cu radical din... Radical din 50. 50, da. Și egal cu 5 radical din 2. De unde ești 50? Pe minus 25. 25 la pătrat și cu 25 la pătrat, 50. Nu, 5 la pătrat cu 5. Deci 5 la pătrat 25 plus 5 la pătrat. Da, 25 la pătrat. Am greșit.
cer iertare, scuze. Mergem mai departe. Și radical din 50 ori cât să fie? 5 radical din 2. E 25 ori 2 și va face egal cu 5 radical din 2. Iată că am aflat pe, să notăm și noi aici, AB, lungimea lui AB, este 5 radical din 2. Acum pe AC. AC, mirunate, nu se zine. AC egal cu 4. Radical. Radical din 3 minus 1 la 2. 3 minus 1, totul la 2. Scrim așa ca să înțeleagă toți prietenii noștri. Plus minus 5 minus 2 la 2, minus 8 la 2. Minus 5 minus 2, totul la 2. Și da? Egal cu 4 plus 49. Radical din 4 plus 49. 4 plus 49. Și egal cu radical din 53. Radical din 53. Ce părere ai? N-ai ce face, 53 e număr prim, nu? N-are descompunere. Și acum pe BC. Și zic ce și noi aici, AC. AC ca mărim este egal pe radical din 53. Și să facem pe cine? Pe BC. BC va fi egal tu. Adi? BC egal cu radical din minus 2. BC, da? Da. Minus 2. Minus 2 plus 1. Minus 2. Tot la pătrat. Plus 1. Păi uite formula, zice, din X-ul 1, i-a scaz X-ul celălalt. Minus 1. Minus 1. Minus 2, minus 1. Totul la pătrat. Plus. Plus. Cât e? Minus 3. Și minus 5. Totul la pătrat. Atenție, minus 3 scriu. Plus 5. Plus 5. Asta e. Scădem. Și fiindcă e minus 5, minus minus 5, vine plus 5. Plus 5. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Și este egal cu radical din. 3. Hai, faci cât? 3 adică nu ca în capul până la capul. Minus 2 minus 1 face minus 3 la pătrat. 6, 9. Când ploaia asta fac 6. Păi tot nu o faci și când plouă. De când ai gândit tu? De ce ai dat răspunsul ăsta? Că eu sunt curios. Cum de-ai spus 6? 3 ori 2. Păi 3 la 2 înseamnă 3 ori 3, mă. Da, 9. Atenție. Deci 9. Mai departe, Andy. Plus 4. Cum ți-ai și 4? Păi minus 3 plus 5 dă 2 și 2 la 2 e 4. Plus 4. Se face radical din 13. Radical din 13 și rămâne așa. Radical ce faci. Și acum aplicăm formula de Hera. Hai să spunem acum BC aici egal cu radical din 13. Pe mic acela, să-l aflăm. Cine este egal pe mic? Cu A plus B plus C pe 2. Deci toate adunate, da? Deci 5 radical din 2 plus radical din 53 și plus radical din 13. Totul pe 2. Pe de la Heron nu trebuie pe mic? Care e formula Heron? Nu, păi, nu mi-i trebuie pe mic. Are egal cu B pe lângă, dar pe ora e A plus B. Da? E trebuie. Și iată că l-am aflat, îl știm acum pe B și să aflăm. Scrie formula lui Hero mai întâi. Cum spune formula Hero lui Hero? Care a triunghiului ABC? Asta v-a dat-o așa, formula lui Hero, sau ați demonstrat-o? Am demonstrat-o. O, să vezi tare. Ați demonstrat-o și știți demonstrația? Sigur. Mă puteți ajuta și pe mine să o demonstrăm? Da, acum. O acum. Bine, dacă nu acum. Așa, ce să zicem acum? Deci formula lui Hero zice așa. Area triunghiului A, B, C egal cu radical din... Egal cu radical din P. Pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. Corect. Egal cu... Păi P n-am putut să mai facem acolo la P.
Nu, nu avem ce face, nu sunt mai sunt numere prime acolo, aiurea. Scriem exact așa. Egal deci, cu 5 radical din 2 plus radical din 53 plus radical din 13 supra 2 pe lângă. Ori, da. Da, radical 5 radical. Copiem încă o dată asta, da? Da. 5 radical din 2. Plus radical din 53 plus radical din 13 pe 2 minus. Una din ele, prima. Minus 5 radical din 2. Minus 5 radical din 2. Pune în paranteze, da? Da. Pe minus A. Pe lângă. Pe lângă 5 radical din 2 plus radical din 53. 5 radical din 2. Da, plus radical din 53 și plus radical din 13 pe 2. Da. Așa, minus a doua. Minus radical din 53. Radical din 53. Pe lângă, paranteză, da, pe lângă 5 radical din 2 plus radical din 53 plus radical din 13. Deci 5 radical din 2 plus radical din 53 plus radical din 13 pe 2. Da. Minus radical din 13. Corect. Amplificăm prima paranteză. Aici nu avem ce face. Nu, amplificăm prima paranteză acolo la al doilea cu 2. Da? Nu așa. Asta mă, ideea lui nu merge pe partea asta. Deci amplificăm aici cu 2. Da. Din coace amplificăm aici cu 2. Peste tot cu 2, da? Da. Egal cu radical din. 5 radical din 2 plus radical din 53 plus radical din 13 totul supra 2, ori. Ce facem aici? Amplificăm cu 2, da? Da. Și din toată asta minus 10 radical din 2, va face asta plus asta minus un 5 radical din 2. Da. Da? Deci vine cât? Radical din 53 plus radical din 13 și plus minus 5 radical din 2. Totul pe 2, da? Da. Totul da. Pe 2. Ori. Exact ăsta 2 și minus, fiindcă de 2 ori asta, minus radical din 53. Deci zicem și noi radical, 5 radical din 2 plus radical din 13 și minus radical din 53 totul pe 2. Și încă una, ziade. Păi ar fi 5 radical din 2. Da. Plus radical din 53. Plus radical din 53 și minus radical din 13. Totul pe 2. Și egal cum? Dăm 1 pe 4, în calcul comun. Deci 2 ori 2 ori 2, 16 face și rămâne 1 pe 4 factor. Deci o să avem egal mai departe, cu 1 pe 4, pe lângă. Radical. Deci egal cu 1 pe 4. O radical din. Din paranteză pătrată. Nu, asta rotundă mulțit cu asta rotundă mulțit. De ce puteți să paranteză pătrată? Dacă observăm, avem radical 53 plus radical din 13 minus 5 radical din 2. Adică A plus B plus C pe lângă A plus B minus C. Și apoi radical din minus radical din 53 plus radical din 13. Și vreo formulă așa? Să spui vreodată, câteodată, câte ați face? Tu gândești așa. Cu ăștia doi să-i vedem împreună, nu? Da, și mai sunt și acolo. Și minus radical din... sau pe care să vedem. Cu ăștia doi împreună, A, parcă ar fi un număr, X. Plus ăsta, și pe lângă același număr, minus. Și atunci vine ăsta la pătrat, minus al doilea la pătrat, nu? Și la două la acela la două nu prea vede. Vezi tu așa foarte bine? Acum nu se mai leagă. Nu se mai leagă. Am cerut mai leagă.
Oricare, dacă le iei pe ăsta cu oricare, tot aceeași problemă rămâne. Primul cu. Deci să lăsăm așa cum ai vrut Miruna pentru început. Și zicem radical din, cât am zis noi aici, radical din 53 plus radical din 13, radical din 53 plus radical din 13 la pătrat minus 5 radical din 2. 5 radical din 2. La pătrat, a la 2 minus b la 2 am făcut aici, pune într-o paranteză dreaptă, totul de mulții cu. Și dincolo n-am altă idee decât să mulțim parantezele acelea două. Deci ne apucăm și mulțim. Luăm pe primul și mulțim cu toți. Pe al doilea mulțim cu toți. Pe al treilea mulțim cu toți, da? Mm-hmm. Și să vedem pe bine. 5 radical din 2, 5 radical din 2? 50. Tot 5 radical din 2, radical din 53. 5 radical din 106. 106, da? 106. Deci, plus 5 radical din 106. Tot ăsta cu minus radical din 13. Minus 5 radical din 26. Minus 5 radical din 26. Mai continuăm. Plus. Eu luăm pe al doilea și mulțim cu toți. 5 radical din 26. Plus 5 radical din 26, da? Da. 5 plus 5 radical din 26. Se reduc. O să vedem da. Când facem treaba. Deci am luat pe ăsta cu ăsta. Da. Ăsta cu ăsta altul, da? Deci plus... Da, minus 3. Nu, că avem radical din 13 cu radical din 53. 689. N-am mulțit. Minus radical, nu, plus radical din 689. Plus radical din 689. Plus radical din 689 și minus 13, da? Minus 13. Și am terminat cu cine la mulțire? Cu radical din 13. Acum al treilea, da. Acum al treilea minus radical din 53 cu toți dragul capăt. Minus 5 radical, 5 radical din cât? 106. Minus 53. Minus 53, adică bine? Da. Scapă de radical, minus 53. Minus radical din 609. Minus radical, plus radical. Plus. Că minus cu minus, Miruna, plus. Plus. Plus radical. Așa bine? Da, da, da. Plus radical din 689. Plus radical din 689. Ne-ar fi trebuit să se reducă, nu? Ai fi fost încântată. Înseamnă că cu alea am greșit la... La celălalt, adică l-am greșit doare? Păi, amândoi am erau cu plus. Da, n-am greșit. Am doi cu plus. Se reduce, da? Și se reduce. Și se reduc sigur o parte din ei. 5 radical din 107 se reduce. 5 radical din 106 cu... 5 radical din Minus 5 radical din 26. Așa. Da, minus 5 radical din 26 cu ăsta. Da. 50 cu minus 53, minus 3, minus 3 cu minus 16. E bine, de acolo iau. Deci facem calculul, da? Da. Deci egal mai departe, 1 pe 4. Radical din... Hai să facem aici la binomul la pătrat. La 2, adică 53. Da. 53 plus de 2 ori... Primul ori al doilea, da. Deci de două radical din... Da, 689. 689. Și plus... 13. Și minus? Minus... 50. 50. Totul. Și totul asta într-o paranteză. Ori 50 minus 53 minus 3 minus 50 minus 53 face minus 3 minus 13 minus 16. Minus dar să punem întâi 2 radical din 689. Să punem pe 2 radical din 689. Minus 16. Și egal mai departe, continuăm munca. 1 pe 4 pe lângă. Faci 1 pe 4 pe lângă. 1 pe 4 radical din. Radical din. 1 pe 4, radical din... 53 cu... cât vine aici? 66. 50, deci vine 3. 16, da? Da. 16 plus 2 radical din... Eu dau așa frumos. 2 radical din 689. 689. Pe lângă. Pe lângă 2 radical din... 689. 2 radical din 689. Minus 16. Minus 16, da?
și egal mai departe cu 1 pe 4. 6 pe la 2 minus 2 radical din... 1 pe 4 îl scrim, nu? Radical da. Din... 6 pe la 2 minus 2. 6 pe la 2 minus 2. Deci vine primul... 4 la 2. Ăsta la pătrat. 4 pe lângă 689 minus... Ăla îl consideră ca A plus B pe lângă A minus B, ca B, lângă A minus B, altfel e greșit. Și a doua? Păi da, și A e 2 radical din la a doua. Nu 16 la a doua minus. Ai înțeles? Da, atenție mai atenție aici. Că dai totul peste cap aici. Deci, iată că obținem 1 pe 4 pe lângă 4 689 4 ori 689 minus 256, da? Da. Și egal cu 1 pe 4 radical din 4, 1 pe 4 radical din 4 689 de 2. Nu, hai să scoatem un 4 în factor comun. Că iese, da. Și iese 4 2. Care iese chiar 2 în față, minunat. Și face 689 minus minus pe 4 l-am scos, nu? Da. 4 în 25 de 6 ori 4, 24 și în 16 de 4. 5 da? Pe 4, 50. Deci 2 pe 4... Și egal cu 5, era egal de 50. Deci egal mai departe cum? 2 pe 4, adică 1 pe 2. 1 pe 2. Radical din 6 pe 25 sau cât de? Da. 600 cât de acolo? Da. 6 pe 25, da? O, ce perfect. Care face 1 pe 2. Ori 25. Ori 25, da? Care de 6, 25, da. Este 25. Și face 25 pe 2. Așa asta e area triunghiului. Aici a fost, mie mi-a plăcut foarte tare chestia asta, că am avut ocazia să lucrăm la radicali. Deci a fost calcul cu radicali, aproape îți venea să abandonez. Dar... Și cu siguranță ei n-ar fi... ați abandonat? Sigur, ori greșeați. Sigur. Da? Ori greșeați. Dar ați văzut că ești, merge foarte frumos, pentru că formula acolo, când se grupează, se reduc termeni asemenea, se așează acolo, final ieși foarte bine. Să vă zic și ce urmărește autorul din carte la exercițiul ăsta? Lasă, un pic să gândim și noi. Nu ne interesează. Asta a fost o soluție pe care voi ați propus-o, că ați zis Hero rapid, ați mers pe varianta distanță între două puncte, ați aflat toate laturile, și atunci v-ați dus foarte rapid. Da? Acum, rapid. În sensul că s-a muncit cu soluție, cu riscul foarte mare de a greși. Cu riscul foarte mare, pentru că calculul cu radicale a fost o probă aici. Operații cu radicale. Așa am făcut și la școală. Da? Așa ați făcut și la școală? Da, și nu eram ochelari. Exact, s-a făcut și la școală. Da? Deci... Și acum a fost destul de greu și la școală. Ce anume a fost? Tot așa am făcut. Faptul că nu stăpâniți foarte bine calculul cu radicale, știi? Ăsta a fost motivul. Vi s-a părut dificil din cauza asta. O altă idee. Dacă duceam baza într-un... Baza puteam găsi orice latură. Hai să revenim din nou. Să căutăm o altă soluție, o altă idee. Că aici am muncit, e drept. Drumul era cunoscut, știam, dar destul de anevoios și cu riscuri mari în calculul cu radical. Și să greșească și, de exemplu, la un test să pierdă tot timpul calculând asta. Da, și el spune, nu mi-ajunge timpul. Exact, că... și atunci un altul da, face în două secunde. Face pe cealaltă soluție eventuală, una mai ușoară, mai rapidă, și sigur că câștigă cel care ajunge mai rapid, adică într-un timp mai scurt. Lupta cu minutele este lucru cel mai important la lucrare. Dar trebuie să faceți din nou figură, domnule. O fac. Ce am să fac? O să o fac. Da, cum să din nou figură. O să reprezint mai repede. Da. Am fost foarte mai riguros, așa, ca să se amintească. X-ul 3, 1, 2, 3 și Y-ul 2. 1, 2. Paralele, așa se face, mult mai repede, da? Copiitatea la domnul profesor, da, nu mai pierdem mult timp. Am arătat atunci mai pe la, ca de coordonate 3 și 2. 3 și 2. B-ul de coordonate, minus 2 și minus 3. Minus 2, 1, minus 2, și minus 3. Și minus 3. 1,
2. Păi voi aveți pătrățele, vă descurcați mult mai repede. B. B. De coordonate minus 2, minus 3. Și C, 1 și minus 5. X-ul e 1 și Y-ul este minus 5. Minus 3, minus 4 și minus 5. Uite la tablă, te rog. C, de coordonate, minus 1 și minus 5. Triunghiul a apărut repede. Triunghiul ABC. Așa. Distanțele am putut afla dintre puncte. Da. Parcă A, B, A, B era 5 radical din 2. 5 radical din 2. Da. AC radical din 53. Radical din 53. Și BC radical din 13. Radical din 13. Acum, observăm că triunghiul este oarecare. Deci triunghiul este oarecare pentru că laturile sunt distincte. Nu-i triunghi isoscel, nu-i, dacă ar fi fost isoscel, imediat știu că înălțimea pică la mijloc, aș fi făcut mijlocul, aș fi făcut prin Pitagora și treaba mergea foarte rapid. Fiind un triunghi oarecare... Mai mă... așa cu aur sinus de ce? Da, dar nu știu unghiul. Area unui triunghi este produsul a două laturi, sinusul unghi între ele, da? Nu știu sinusul. Sau baza înălțimea pică. Baza ori înălțimea pe 2, dar nu știu înălțimea. Să ducem înălțimea? O ducem. Pică aiurea, nu pică la mijloc, nu pică într-o poziție care să mă ajute. Și atunci încadrăm triunghiul ABC între triunghiul A, M, N, P. Ducem paralele. Da. Și încadrăm acest triunghi într-un dreptunghi. Deci urmăriți o altă idee, este asta, de a surprinde pe triunghiul acesta oarecare. Hai să luăm deoparte un triunghi la întâmplare. Da. Deci autorul are o altă idee. Noi nu ne-am dus decât pe varianta clasică. Autorul zice, dacă ducem pe vârful paralel la asta, îl prindem într-un dreptunghi. Da, într-un dreptunghi. Așa. Deci, de acum aduc o perpendiculară din vârful ăsta și o perpendiculară de aici. Triunghiul acesta apare ca fiind o parte din dreptunghiul ăsta. Și el zice, area triunghiului este de tot dreptunghiul. Cădem cele două triunghiuri dreptunghici. Exact. Aici trei, se formează. Probabil că acolo trei, dar da. În general așa, dacă am fi dus-o, deci în felul ăsta ar fi... Și lucrează pe unități, domnul profesor. A, E, M, de exemplu, egal cu N, P, U și egal cu 5 unități. Deci A, E, M. Adică ce face? Duce o paralelă. O paralelă, da. Deci o paralelă, domn profesor, AM este paralelul cu axa X-ilor. Așa, deci produce pe asta, așa. Așa, da. Și o prelungește. Da, și AP-ul este paralelul cu axa Y-ilor, da? AP-ul, în jos. Paralelul cu axa Y-ilor. Deci, practic, prin vârful A, duce două paralele, da? La axa X-ilor și la axa Y-ilor. Și prin B la fel trece, iar paralel la axa Y-ilor. Și prin B face aceeași treabă, nu? Și prin C aceeași treabă. Cu axa X-ilor. Așa. Și... Prin ce, domn profesor, o face? Prin ce? Așa, dar prin ce case bine? Da. Sau la aibă în interior? Exact. Nu mai întâi. Vedeți, s-a format triunghiul ăla A, M, sus. Afel, în momentul de față avem, în momentul de față avem acest dreptunghi. A, M, sus. M aici. Da. N, N acolo. Și până în partea. Și pe aici. Exact. Și zice așa, A, M, uitați-vă copii, A, M este egal cu N, P și egal cu 5 unități. De unde 5? Uitați. X-ul este 3 și cu 2 din partea aia. Are 3 odată și cu 2 în partea 5 asta. 5 unități. 5 unități. E 5, pur și simplu. 5. M, N egal cu A, P și egal cu 7 unități. Ia uitați, are odată 5
Și mai are 2 aici, nu? 7, da. Deci asta este de 7. Da. Și atunci area triunghiului ABC este egal cu area dreptunghiului minus area triunghiilor. Deci area acestui triunghiului ABC care mi-e interesează. Da. Area triunghiului de acolo. Este cine? Area dreptunghiului. Deci area triunghiului. Area triunghiului ABC. E egal cu area dreptunghiului. A, M, N, B. Minus area triunghiului A, M, B. A, M, B. Minus area triunghiului B, N, C. Minus area triunghiului B, N, C. Și minus area triunghiului A, C, B. A, C, B. Și egală cu, și zice, 5 unități ori 7 unități minus. Egal cu area dreptunghiului, 5, 5 ori 7, la nu? Lungimea ori lățimea, 5 ori 7. 5 ori 7. Minus. Minus. Cateta 1 ori cateta 2, alea sunt toate dreptunghi, zice domnul profesor. Toate, fără discuții. Și cateta 1 ori cateta 2 supra 2. Aici e A de alenda. 5 ori 5. Aia e 5, aia e 5. Asta e drept și asta e drept, da? Și uitați copiii de unde spate 5. Uitați, aia e 5, aia e 5. Asta e 5. Și mă bucur tot 5. Numărați pătrățelile. Sigur că da. 5 ori 5. Cateta 1 ori cateta 2 pe 2. 5 ori 5 pe 25. Minus 25. Minus. Minus. Cealaltă. E 2 ori 3 pe 2. 6. Da, 2 ori 3 pe 2, 6 pe 2, 3. Da. Minus 3. Cealaltă e 7 minus 8. Aici e 25 pe 2. Pe 2, pe 2. Așa, 25 supra 2. Minus, am spus, 3. 3. Și minus 7 ori 2 pe 2. 7 ori 2 pe 2, 7. 7. Și egală cu, facem calculul și ajungem... 5 ori 7. 35. 35. Minus 3 minus 7 minus 10. Da, minus 10 și acolo o dă minus 12,5 direct, nu mai... Așa, minus 12,5. Și calculează și dă totul 12,5 cum le dat și nou. Și final face 12,5. Fără să meargă pe radical din 53, pe radical din 13, merge pe unitățile. Foarte inventiv este, da? Deci ce face? Încadrează acest triunghi. Vedeți ce face? Are Y-ul cel mai de sus. B-ul are X-ul cel mai din stânga. Și C-ul are Y-ul cel mai de jos. Și atunci duce paralele de triunghiul, este în interior. Iar pe colțuri apar triunghiuri dreptunghice. Și toate laturile le știi. Toate laturile, sigur că da, rapid. Ca și unitatea de măsură care ai luat. E, aici e deosebirea între noi, cum am lucrat, și felul în care a văzut autorul. Nu se mai vede. Da? Nu se mai vede? Nu se mai vede. Sau nu se mai aude. Sau nu se mai aude. Nu se mai aude, da. S-a dus bateria. Nu știu, ea spune că nu se vede, nu că nu se aude. Nu, de văzut se vede, trebuie să vadă, văd. Nu știu ce să-i fac. Doar să mă uit la... Da, cât de 6 ori? E 9. Da, mai avem două probleme, facem mâine. Dar ideea e... Foarte frumoasă. Super faină. Da? Deci în fața unei astfel de probleme, sigur că ești încântat și îți voi ce tare chestia. Bine, mulțumesc. Și o revenit. Ideea e că te duci pe Heron și când vezi că dă radical din 53, radical din 13, îți dai seama că te complici foarte rău. Și atunci te duci repede pe unitatea de măsură. Da. Deci, dar interesant cum ducem paralelele ca să fie în interiorul dreptunghiului. Da? Ca să putem afla area dreptunghiului. Da. Și triunghiul să fie în interior. Triunghiul, esențial triunghiul să fie în interior. Ascultați. Da? Esențial triunghiul să fie în interior ca să putem vedea pe el mărginit de niște triunghiuri dreptunghice în completare și așa ne-ați făcut afară. Și foarte repede cu amestea. Foarte. Facem o sinteză, sinteză la algebra am făcut, la geometrie, domn profesor, am făcut sinteza la geometrie, la fișierul acela. Ce problemă a fost acolo cu? La geometrie am făcut lungimea cercului, area discului, area sectorului circular. Area sectorului circular, practic. Sectorului circular. Am Pitagora acolo, am discutat. Area
cercului. Nu? Și are triunghiul de fapt acolo. Și la geometrie, la algebră, sistemul de arcuri ortogonale. Și Heron, ați mers pe Heron, au mers copiii pe Heron. Barii. Deci, iată, aici avem pentru fișierul de geometrie și la algebră. Sisteme de axe ortogonal. De axe ortogonal. Reprezentarea punctelor în plan. Da. Chiar, domn profesor, ca să reprezentarea punctelor în plan. Distanța dintre două puncte. Corect. Dintre două puncte, distanța dintre două puncte, apoi formula lui Heron. Calcul cu radical. Și triunghiul încadrat într-un dreptunghi, da? Corect. Triunghiul încadrat într-un dreptunghi. La revedere, vă mulțumim că l-ați mai pe profanat și vă dorim o seară plăcută cu continuare. Nu uitați de la șer. La revedere.